Bună dimineața tuturor! Nu vă lăsați pradă sentimentelor negative. Perfect, întâlniți o persoană deosebită care vă cucerește și care vă poate schimba viața. Este posibil să petreceți săptămâna împreună. Taur, dimineața vă întâlniți pe neașteptate cu o persoană la care țineți mult și care vă invită la o petrecere. Aveți ocazia să vă revedeți cu prieteni vechi. Gemeni, petreceți prima parte a zilei împreună cu persoana iubită și cu prietenii. Încercați să vă odihniți mai mult și să vă menajați sănătatea. Rac, aveți posibilitatea să terminați o lucrare importantă începută mai de mult. Se pare că nu sunteți prea mulțumit de situația financiară. Leu, sunteți preocupat de problemele personale și aveți tendința să neglijați relațiile sentimentale. S-ar putea să plecați într-o excursie împreună cu persoana iubită. Fecioară, aveți succes în toate activitățile legate de cămin, iar relațiile în familie și cele cu prietenii sunt foarte bune. Balanța, vă face o deosebită plăcere să vă reîntâlniți cu o persoană pe care o apreciați și cu care nu v-ați mai văzut de mult. Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii. Scorpion, s-ar putea să rămâneți mai mult la serviciu din cauza unei situații neprevăzute. Ar fi bine să nu vă enervați. Săgetător, nu este o zi prea bună pentru tranzacții financiare și nici pentru proiecte de afaceri. În schimb, puteți avea mari satisfacții pe plan sentimental. Capricorn, sunteți într-o formă deosebit de bună și treceți printr-un moment prielnic pentru întâlniri romantice. Cu sănătatea nu aveți nicio problemă. Vărsător, este posibil ca astăzi să faceți un pas important în viață. Încercați să vă păstrați calmul și să nu vă faceți griji. Pești, sunteți foarte comunicativ și puteți să legați o prietenie adevărată. Dacă se va baza pe încredere, sunt șanse ca această relație să dureze. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă! Mulțumim!